Te-ai gândit vreodată cum ar fi să nu ai o locuință și să dormi în fiecare zi pe stradă? Indiferent că este cald, în vânt, în frig, în zăpadă, sau iarșiță, sau că plouă? Am traversat Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle și m-am confruntat cu rău de mare, furtuni, hrană proastă și un lockdown de 38 de zile. Ziua numărul 5 și un răsărit superb. 14 ianuarie urmează tura de la 4 dimineața. Bună dimineața! În această experiență m-am simțit de multe ori neajutorat, singur, trist, deprimat chiar și foarte, foarte obosit. Dar m-am gândit tot timpul că am un obiectiv de îndeplinit și m-a salvat faptul că știam că situația este temporară și că voi ajunge până la urmă la familie și la confort. Cam așa arată mâinile după 30 de zile de obosit. În aceste experiențe în care m-am confruntat cu frica, singurătatea și traiul cu minim de resurse, a fost alegerea mea, dar persoanele fără adăpost trăiesc în fiecare zi în condiții extreme. Dacă aș trăi o săptămână pe stradă, aș lua cu mine un sac de dormit, haine groase, câinele meu, o carte voluminoasă și mâncare. A fost un simplu exercițiu de imaginație, dar nu pot imagina cu adevărat cât de greu este să trăiești la limită în fiecare zi o viață întreagă. Oamenii fără adăpost trăiesc în condiții extreme în fiecare zi. Ei nu ar trebui să fie invizibili. Au nevoie să fie văzuți, respectați, ajutați de autoritățile publice și de noi toți.